Cea mai apropiată mini-vacanță pentru români este cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei și a zilei naționale. Bugetarii și unele categorii de angajați din privat, în funcție de deciziile firmelor, vor avea 5 zile libere. Este vorba despre ziua de Sfântul Andrei, miercuri, 30 noiembrie, zi liberă legală, urmată de joi, 1 decembrie, ziua națională, tot liberă. Vineri, 2 decembrie, a fost stabilită zi punte pentru a face legătura cu cele două zile de weekend. Decizia a fost luată de guvern încă de la începutul acestui an. Următoarea mini vacanță va fi de Crăciun, însă cu doar o zi liberă în plus față de weekend. Potrivit codului muncii, sunt zile libere legale prima și a doua zi de Crăciun. Ori în acest an Crăciunul, 25 decembrie, pică duminica. Prin urmare, mini vacanța va fi de trei zile: sâmbătă 24 decembrie, ajunul de Crăciun, duminică 25 decembrie, prima zi de Crăciun și luni 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Revelion și anul nou, situația este similară cu cea de Crăciun. Va fi o zi liberă în plus față de weekend, adică luni 2 ianuarie, a doua zi de anul nou. În total, 3 zile de mini vacanță.